Dragi ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Educație pentru viață. În cadrul proiectului Ajutor pentru copiii cu autism și boli genetice rare, am discutat cu mulți părinți care cresc copii cu autism. Am aflat nevoile acestor părinți. Am atras atenția la modul în care societatea se poate implica pentru a susține acești copii. Ne-am propus să realizăm o serie de emisiuni care ar fi utile în primul rând cadrelor didactice. Vom discuta despre copiii cu autism în mediul educațional. Vom realiza aceste emisiuni împreună cu doamna Olga Guzun, directoarea Centrului Social SOS Autism. Doamna doamna Olga, bine ați revenit la Educație pentru Viață. Bine v-am regăsit. Haideți să o luăm de la capăt, eu zic, dacă totuși este o serie de emisiuni, să vedem la început ce este autismul și cum se manifestă. Autismul este o tulburare neurologică de dezvoltare care afectează două mari arii. Una dintre ele este comunicarea socială și interacțiunea socială și a doua este comportamentul repetitiv, obsesiv și rigid. Așa. Prima parte a acestei definiții este partea invizibilă, zic eu, a autismului care nu se vede, iar a doua este cea care dă de furcă părinților, ceea ce se vede, acele fluturări din mânuțe, balansări, comportamente mai ciudate care fac vizibilă această tulburare și care părinții de regulă se deranjează și le blochează și <laughs> intervin pe, pe aceste comportamente. Uh, nu este autismul o um, boală psihică, deoarece nu are o analiză, un material Așa. biologic pe care să o iai și să pui undeva și să zici că uite, 100% este... Autism nu are perioade de remisie și perioade de acutizare. Ea merge ca o linie uh -huh. dreaptă și însoțește persoana pe tot parcursul vieții și uh, nu are tratament medicamentos. Deși mă rog, se încearcă. scriu exact, uh -huh. dar ele vin mai ales pentru tratamentele medicamentoase mai ales pentru careva comorbidități. Dacă copilul are tulburări alimentare, tulburări de somn, poate are hiperactivitate, poate are, nu știu, epilepsie dacă e ceva mai grav, retard mental și așa mai departe, acolo da, la comorbidități, se mai prescriu tratamente, anxietăți, fobii, se mai prescriu tratamente medicamentoase, poate să fie autismul cu tulburare obsesiv-compulsivă. Deci, dar dacă este un autism clasic, tratament medicamentos nu este. Unicul, să zic eu, nici nu pot să zic că e metodă de tratament, dar este o metodă de intervenție, o metodă prin intermediul căruia noi ajutăm acești copii să înțeleagă lumea în care noi locuim și lumea să înțeleagă felul în care ei gândesc. Este analiza comportamentală aplicată, asta este o terapie, o metodă de predare, dacă vreți, tot putem să zicem că vine din mediul educațional, prin care zi de zi copilul este învățat să facă fața acestei lumi. Dar se tratează, iată să zicem, până la capăt, se tratează autismul? Uh, odată ce ai primit această diagnosă în copilărie, ea rămâne cu tine pe tot parcursul vieții, nu este scoasă, dar acești copii cu multă muncă pot deveni, să zic eu, funcțional. Noi Așa. evităm termenul de reabilitare sau tratament. Copilul devine funcțional. Ce înseamnă asta? Adică el practic nu se deosebește de ceilalți semeni, este absolut autonom, independent, poate duce o viață decentă, poate să-și poarte singur de grijă, să-i ajute și pe ceilalți. Deci gradul de autonomie este cel care face... Diferența. Cu cât mai autonom este copilul, cu atât mai funcțional el este. Așa, dar există totuși diferite, hai să zicem, nivele de tulburare. Și de asta și autonomia asta s-ar putea să fie foarte diferită da, de la anterior, caz la caz. Exact, anterior era așa o clasificare în funcție de gradul de autonomie, adică se clasifica uh, autismul în alt funcțional, mediu și sever, în Aha. funcție de cât ajutor are nevoie de la o terță persoană. Dar, fiindcă acum a luat amploare foarte mare mișcarea persoanelor cu autism, care deja uh, sunt adulte și au un cuvânt de spus, uh, lor nu le place această clasificare și și eu am observat din experiența mea că, indiferent uh, dacă noi clasificăm copilul ăsta la un alt funcțional, mediu sau sever, cu ei oricum e la fel de complicat să lucrezi, adică trebuie oricum exact atâta grijă, nu ne culcăm pe ureche dacă zicem că este. Înalt, alt funcțional, gata, el are nevoie De mai puțină intervenție Nu, nu este adevărat, este la fel de greu Este la fel de mult de lucru De aceea noi cumva încercăm să ne detașăm De această clasificare Acum noi zicem că autismul Este un spectru Ce înseamnă un spectru? Adică nu este copilul mai înalt undeva în spectru sau mai jos în spectru, adică în alt funcțional sau la mijloc, mediu sau jos sever. Dar vedem autismul ca pe o diagramă sferică, așa rotundă, cu multe, multe abilități. Așa. Și pe careva abilități un copil poate fi mai bun. Așa. Pe alte abilități un copil poate fi la un nivel mai scăzut. Dar iarăși, toți, chiar și acei mai gravi au potențial, au abilități foarte bune, de exemplu. Sunt copii care poate sunt non-verbali, dar pictează extraordinar de bine. Sau sunt copii care poate sunt non-verbali, dar excelează în comunicarea scrisă. Adică totul depinde de cum se muncește unde sunt acele talente, unde sunt acele uh, interese restrictive care, iată, în care ei sunt foarte buni și cum părintele și terapeutul le dezvoltă. Și aici o întrebare. De ce este nevoie ca acești copii să meargă la grădiniță sau la școală, dacă totuși spunem că el dacă este dezvoltat în pictură, mai putem oare să dezvoltăm și altceva la acești copii? De deci, exemplu, o întrebare cognitivă foarte bună. <laughs> foarte bună întrebare, care strănește mereu discuții, chiar și în interiorul organizației așa. noastre. Mereu ne gândim, deci părinții cu copilași care, mă rog, deci permanent noi ne gândim că iată, al meu merge și e bine la școală, dar altul nu merge și tot e bine pentru că el se simte fericit într-un alt mediu și așa mai departe. Totul depinde de copil pentru că ei sunt foarte, foarte diferiți. Grădinița este un mediu mai lejer, ca să zic așa. Unde, deci în primul rând copiii noștri învață prin repetiții. Așa. Exersare, expunere, da? Fără a expune noi nu, copilul la anumite medii, noi nu putem să înțelegem ce capacități el are, pentru că el nu o să vină să ne spună mama, dar eu vreau la grădiniță sau nu, da? Respectiv, noi să încercăm se merită, dar să încercăm nu așa cum acum, dacă până la 5 ani nu e obligatorie grădinița și toată lumea stă pe acasă, la 5 ani hop, a adus un copil care deja are comportamente întărite, care deja poate nici nu s-a lucrat cu el în terapie și copilul nu-i derutat și nu înțelege pe ce lume și deci cineva de la dânsul cere și ce înseamnă că sunt mulți copii și el nu i poate tolera, deci nu așa. Odată ce s-a stabilit diagnosticul și dacă aveți norocul să fi stabilit diagnosticul la o vârstă fragedă, ar fi de dorit pe la 2 ani, 2 ani și jumătate, atunci este momentul deja să vă înscriți la o grădiniță și pe la vârsta de 3, 3 jumate să intrați în acel mediu ca să vedeți cum copilul se comportă și ei încă la vârsta asta sunt ca o foaie albă, așa, ca un boțișor de aluat neprelucrat și se poate de lucrat cu ei în acel mediu ca să, ca să înveți regulile acolo de comportament, ca să înveți careva reguli sociale dintre copii, aceeași uh, uh, joc cu rândul sau că trebuie să faci schimb de jucării, sau că nu trebuie să lovești, dar trebuie să, nu știu, altfel să-i atragi cumva atenția colegului și așa mai departe. Deci, este o important să intre cât mai devreme, nu invers cât mai târziu, ca să vedem până la vârsta de 5, 5 ani, când grădinița deja devine un mediu academic, ca să zic așa, copilul acela să deprindă careva reguli sociale și reguli de comportament în acea instituție, ca să nu aibă pe urmă educatorul și ceilalți copii de suferit că, uite, el s-a ciocnit de niște sarcini și nu vrea nimic să facă și nu poate sta la masă 5 minute, da? Că durează sarcina. Asta e una la mână. Doi la mână. Părerea mea proprie și ce am făcut eu cu copilul meu propriu, um, nu l-am dat singur în grădiniță. A fost alegerea noastră să o dăm la o grădiniță de stat, ne-am găsit limbă comună cu managementul și educatoarea, care au fost niște persoane minunate și binevoitoare și deschise, să facă acest experiment, că era un experiment până la urmă atunci, în, la ce vârstă în dat? 2016. Noi l-am dat, am avut un parcurs mai lung, așa, l-am dat la trei, Așa. Uh, nu a fost cu succes uh, și mi-au spus, uh, educatorii au fost foarte um, deschiși și mi-au zis așa cum este, mai nu putem să facem față cu copilul tău, trebuie să vezi, să cauți ce e acolo. Și eu l-am luat un an de zile de căutări, de diagnostic și de specialiști care mi-ar spune ce se întâmplă cu copilul meu. Pe La vârsta de patru ani deja am aflat diagnoza am mers la sos autism în calitate de beneficiar și fetele de acolo, mămicile, mi-au zis că tu trebuie să te întorci în grădiniță pentru că asta este calea de succes. Altfel nu putem, trebuie să lucrează mână în mână terapeutul cu grădinița. Și atunci m-am întors la aceeași grădiniță, i-am rugat cu lacrimi în ochi să mă primească înapoi, ne-au primit, dar de data asta nu l-am dat singur. Am plătit un om care era foarte bun în terapie și am, am rugat-o, era o domnișoară să facă, să-l asiste pe copilul meu la clasă. Uh, grădinița a fost destul de deschisă, să știți că codul educației nu prevede nimic în acest sens, nici da, nici ba, asta la Din păcate, da. managementului, da, da instituției și depinde mama cum găsești cu ei limbă comună, dar Trebuie să înțeleagă părinții că atunci când tu recurgi, fie că tu îți însoțești copilul, fie că găsești o persoană care să însoțească copilul, trebuie să aibă câteva, trebuie de urmărit câteva criterii. 1. nici într-un caz să nu punem instituția, să nu o spunem la careva pericole, da? pentru că în codul educației stă scrie expres, scrie expres, că persoane străine mai departe de vestiar nu au voie. Ori terapeutul trebuie să intre în grupă ca să se însoțească copilul. Respectiv, toate documentele care este nevoie să le facă ca să protejeze instituția dată trebuie să făcute. Certificat de dizabilitate, diagnostic oficial, carnet albastru medical pentru persoana care însoțește copilul. Acolo sunt niște analize care trebuie date la jumătate de an pentru că tu lucrezi în mediul de copil și nu trebuie cu copii și nu trebuie să fii nici contagios, nici bolnav, trebuie să asiguri un mediu sănătos. Toate cadrele didactice au aceste documentație și noi tot le-am avut pentru că am venit și am întrebat, eu vreau să ajut, eu nu vreau să merg împotriva voastră sau eu pur și simplu vreau să mi ajut copilul și dacă voi sunteți deschis și eu sunt la fel de deschis să fac absolut toate actele, tot pachetul de documente. Nu m-am gândit niciodată, iată, of, dar să-i pun grad de asta nu contează. La moment, tu trebuie să faci tot ce-ți stă în puteri ca să ajuți acel copil și să-i asiguri o cale de succes. Și a fost succes de ce? Pentru că terapeutul a lucrat un an jumătate. I-am zis și fetei, dacă tu te distanțezi, pentru că asta e rolul însoțitorului, să, să facă într-atât de autonom acel copil acolo și să se distanțeze. Zic, uite, tu, tu o să te distanțezi peste o lună, peste două, dacă tu ai timp liber. Ajută educatorul celălalt, pentru că el are... Sub 30 de copii, din îngrijit și din și credeți-mă, eu am fost în grădiniță, și am, acolo ești cu capul pătrat, și eu nu știu, trebuie să le punem atenție. Da, chiar în e, un fo moment. e foarte e dificil, dificil confirm și eu. Și toată lumea vrea da, atenție, da. și toată lumea, unul aici să spune ceva, altul în partea asta, la toți trebuie să le dai, e, e destul de complicat. Și încă mai ai și un copil cu CES, care iarăși și incontrolabil sau nu poți să-l să gestionezi sau nu știi cum să-l gestionezi, să gestionezi comportamentul. Și ea, fata în care am angajat-o, era destul de, de, de brăvăță, pentru că într-adevăr s-a implicat și cerea dacă este nevoie de tăiat, dacă este nevoie de decupat, dacă este nevoie de ajutat împreună cu Matei sau singur dacă el era implicat în activitate. Deci a fost un tandem, o, o, o echipă foarte bună, mai ales că fata era terapeut de la organizația noastră și ducea transfera, era transferul acesta de cunoștințe. Ceea ce învăța Matei în uh, grădiniță, ea automat transfera uh, uh, la terapie și invers. Ceea ce învăța la terapie era transferat în grădiniță. Adică dacă el cunoștea, uh, ea știa că peste două săptămâni ei or să învețe păsările sedentare, apoi ea venea și începea să, să le învețe la grădiniță ca să-i asigure lui o participare la acea temă mai bună. Iată, în modul ăsta, eu cred că pentru că un an jumătate însoțit și după asta jumătate de an liber, singur, a mers, a fost capabil și matineu de ultimul, de a, de a o grădiniță -a, a participat foarte bine și a dansat și a spus poezii și s-a simțit fericit și a îmbușit și noi toți împreună cu terapeutul care a venit să vadă și ia rezultatul muncii. Asta este o formulă de succes. Adică este foarte important ca să se implice Părintele, nu pur și simplu ai adus copilul la grădiniță și l-ai lăsat. Poate poate ori fi cazuri de astea, nu știu, când copilul se descurcă sau educatorul se descurcă, dar este, este nevoie de suport și părintele, din câte mi ați spus... Da, este practic cel... imposibil să descurci educatorul, pentru că copilul nostru are nevoie de terapie unul la unul. Uh -huh. Și ei încep de regulă terapia pe la vârsta de 3 ani. Puțini la noi am avut copii care veneau de la un întreg 7 ani și noi reușeam până la vârsta de 3 să-i acomodăm și să-i pregătim pentru grădiniță. Puțini din așa copii. De regulă ajung pe la vârsta de 3-4 când tu ești nevoit să faci și terapii în paralel și să-l incluzi și la grădiniță. Deci el încă are nevoie de mult, mult lucru individual. Ceea ce profesorul nu poate, educatorul nu poate să-i asigure pentru că el are 20 și ceva de copii de administrat acolo și nu pot să implice. ajutorul de educator, deoarece el tot nu cunoaște, el nici măcar nu este pedagog și nici nu cunoaște, mă rog, nici, nici nu mai vorbim despre terapie sau analiză comportamentală aplicată sau reguli. Plus, sarcina shadow-ului, sarcina însoțitorului este să aibă să țină în minte obiectivele la care noi lucrăm, pentru că dacă ceilalți copii, nu știu, vin la grădiniță să deprindă litere, cifre, cunoștinții va noi lucrăm la cu totul alte obiective cu copiii noștri. Vă ziceam anterior, la uh, resocializare. Ce înseamnă asta? Stat uh, în bancă sau la activitate timp de 15-20 de minute, că durează activitatea. Stat în bancă, în, la masă, în timpul gustării sau mâncării. Pentru că nu toți din copiii noștri mănâncă ce le se dă acolo. Dar asta nu contează. Regula este că toată lumea trebuie să stea la, la, masă. la masă. Respectiv, tu chiar dacă nu mănânci, tu oricum stai la masă. Uh, să meargă, nu știu, la baie când are nevoie, să se ceară la baie când are nevoie, să asculte instrucțiunile de grup, pentru că ei au dificultatea asta de a, deci ei când sunt instrucțiuni individuale și se adresează lor personal, ei le îndeplinesc când prof, educatorul se adresează grupului, gata, parcă nu pentru dâns a fost asta spus, da? Iarăși capacitatea de a imita și tocmai după asta vine jocul să-l dezvolte și tocmai după asta deja se începe acolo că trebuie să lipească, trebuie să cunoască stai cu farfica să cunoască, nu știu, figuri geometrice și nu știu ce mai învață e acolo, da? Adică în primul și în primul rând sunt obiectivele sociale, regulile sociale, interacțiunea socială cu ceilalți copii. Uh, o zis cineva despre tine ceva, trebuie să te autoaperi. Deci sunt foarte, foarte multe obiective care nu sunt deloc de mediu academic. Deloc. Așa. Care trebuie să le deprindă copilul care nu poate să imite. Da? El are nevoie de unul la unul. Pe o persoană care să stea în în spate s-a întâmplat situația, persoana i-a sugerat sau l-a ghidat ce trebuie să fac. Iar s-a întâmplat altă situație, iar i-a sugerat și l-a ghidat, ghidat fizic chiar unde ori îl ghidezi ca să... Uh în felul ăsta uh, lucrăm și noi, noi tot la centru uneori avem nevoie de două persoane ca să-l învățăm ceva pe copil, uh, dar cel puțin unul la unul cu siguranță. Și deja, dar, iar părintele, rolul părintelui este să fie manager de caz. El trebuie să meargă și să convingă toată lumea, să permită să vadă documente, să vadă acte, să fac transfer de programe, să ia programul de la grădiniță, să-l ducă terapeutului, să se asigure că, uite, să faci în terapie, îl pregătește pentru grădiniță și invers, ia programul de la terapeut, să-l dea la educator ca el să știe ce abilități are copilul acesta, unde este el în terapie, cum să-i pună întrebările ca acel copil să răspundă în fața publicului. Sunt multe, multe, multe lucruri parcă mărunte și banale, dar fără asta copilul trece prin grădiniță și el nu înțelege de fapt și ocazie să află el acolo. De adică ce? e cam fără rost dacă da, copilul cam e vine... Cam rost dacă da. el vine... F Bun, nu, că, nu pot să zic că e chiar fără. Sunt copii care deja își găsesc sărmanii singuri mecanismele. pentru Ei nu sunt proști. Ei oricum își dau seama de... Adică, dar își găsesc niște mecanisme ale lor, da? Prin prisma aceea cum ei înțeleg și văd lumea. Nu întotdeauna aceste mecanisme de comunicare și de socializare pe care ei le găsesc sunt adecvate. Adică, nu că adecvate, dar ca să fiu așa mai la, cu tehnologia mai la curent, dacă nu știu dacă sunt dorite de cei din jur, da? Adică el poate, de exemplu, nu știu, ca să atragă atenția grupului, poate să răstoarne masa, de exemplu. Cu tot aceeași atenție o primește, dar ca și cum ar spune o poezie și l-ar aplauda toată lumea, da? În cazul ăsta, toată lumea râde că el i-a dat masa. Adică el își găsește, își găsește, ei sunt foarte creativi în a găsi. Își satisface nevoia. Exact, în a satisface nevoile, dar... Dar uh, noi trebuie să muncim la ceea ca să vedem niște cetățeni activi, adică niște oameni și care să fie exact, cu adevărat, nu pur și simplu care stau în grup, dar care D participă la grup. Da, vă mulțumesc mult, doamna Olga, pentru această, hai să zicem, primă emisiune introductivă. Am aflat, de fapt, mai mult care este rolul părintelui în a introduce copilul în mediul ăsta educațional. Eu vă propun să discutăm la alte emisiuni despre deja care este rolul pedagogului da? în integrarea și în, hai să zicem, în reabilitarea acestor copii. Vă mulțumesc foarte mult și ne întâlnim la emisiunea viitoare. Cu drag, cu drag. Dragi ascultători, vă mulțumesc foarte mult că ne sunteți alături. Vă reamintesc că am discutat cu doamna Olga Guzun despre modul în care Poate fi abordat copilul cu autism în mediul educațional. Dacă aveți întrebări, sugestii, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Educație pentru Viață la Radio Vocea Speranței Moldova sau pe site-ul radioului revse.med. Rămâneți alături de noi!